Deci, este el este un cazin tradițional, în regiune de interior. Are aici niște perezuri, e un plus cu apă, ceea ce nu știu la distilare, că a făcut un bate pe fundul cazanului, ci vreau să știa bani, deci perezuri ca un efect de bainare. Noi producem din cred 13-14 fructe diferite, producem și țuică, dar și pălincă. Pălinca, ca și țuică, adică și țuică este cum este și pălinca, de două ori distilată. Unii folosesc doar o singură distilare pentru țuică, mai pentru un gust mai rafinat, distilăm de două ori. Ca și varietate de fructe, avem 13-14 fructe diferite, mere, pere, cireșe, vișine, grătui, caise, căpșuri. Am câștigat și diferite medalii la concursul în Ungaria și în Londra, de decursul a 3 ani. Toate produsele pe care le-am vânt sunt naturale, fără a dau zahăr sau alte ingrediente. Singurul fruct la care pune foarte puțin zahăr este grătuia, pentru că nu fermentează, nu are zaharie. În schimb, toate sunt naturale, se lasă la fermentat până principiul normal. Depinde de căldură, depinde de fruct. Pleacă ca și termen de fermentare de la o săptămână până la două, chiar poate trei. După ce se distilează și ajunge în forma de rachiu, se mai valoră o dată pentru valoarea distilare. Tot ceea ce curge, noi lăsăm să curgă până un grad la 95, ceea ce curge după 95 e un lătorău, care are un gust mai neplăcut. Și apoi pentru 10 litri, ești să strici 70 de litri, ca să zic așa, de pălincă. După care se bagă în bucăie de stejar, cam cel puțin jumătate de an, un an, cam un an jumătate ca și termen maxim, pentru că după aceea prinde un gust lemnos, de doabe, de butoi și nu mai ai gustul fructului să fie o plăcere. O să vă duc și la vești, toată sprovața cu părintăria în garajul pe trama, ca să vedeți bucăiele unde se maturează pălinca. Din alcoolemia, am fost surprinsă că sunt cu 3 de 10 litri pentru concurs undeva la, cred că 9 litri de colindră și alcoolemie 45 de grade și a ajuns undeva la 7 litri și ceva și 43 de grade. Adică a tras din alcoolemie și din cană și din cantitate. Păi și după ce se tot țineți în după aia? Deci de la jumătate de an până la jumătate maxim. După aia o refirmați prea. După aia am luat un inox și inox pot să stea până nu ajuns să se consumă. Da, sau în sticle. Asta am înțeles. Și în sticle, să știți cum și sticlele ce le-am făcut. Da, da, știți cum e venit. Așa, 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 așa